Bună ziua, bine ați venit la Studio Politic. Deputatul Dumitru Focșa recidivează, e acuzat din nou că și-a agresat soția noaptea trecută. Femeia a sunat disperată la 112, iar poliția i-a dat un ordin de protecție provizoriu. Între timp avem și prima reacție a deputatului violent. Vedeți imediat ce l-a declarat reporterilor Digi24. În goana după voturi, candidații la primăria capitalei adoptă diferite strategii care ar putea atrage electoratul. Gabriela Firea a mers cu croissanten de poul STB, Sebastian Burduja și-a făcut intrarea pentru primărie pe motor și cu un tricou turcoaz, iar Nicu Șordan s-a trezit pe cap cu o plângere penală. Piedone, dispărut din capitală, a postat poze din cimitir. Comentăm imediat imaginile. Și imaginile orei vin din Statele Unite, unde poliția a intrat peste protestatarii baricadați în campusul Universității California din Los Angeles. Asta după ce le-au dat mai multe avertismente și au așteptat ore ca studenții care demonstrează în favoarea palestinilor din fâșia Gaza să se conformeze. 1600 de tineri au fost arestați. Deputatul Dumitru Focșa i-a acuzat că și-a agresat din nou soția noaptea trecută. Femeia a chemat poliția, care i-a dat un ordin de protecție provizoriu. Nu ar fi primul conflict de acest gen. În ianuarie anul trecut, chiar deputatul a recunoscut că și-a bătut partenera și a acuzat-o atunci de gelozie extremă. Acum însă, contactat de Digi24, Dumitru Focșa susține că nu s-a atins de soția lui. După spusele sale, totul ar fi pornit de la o contradicție între soți despre cum ar fi trebuit îngrijit copilul bolnav. Acesta spune că va contesta ordinul de protecție. Deci eu acum sunt în cabinet la un domn avocat care îmi face contestații la acest ordin de restricție, pentru că lucrurile nu stau chiar așa. Având un copil de 9 ani, pe parcurs băiețelul a dezvoltat o tulburare de personalitate care acum mai nou se numește tulburare obsesiv-compulsivă. Băiatul ăla acum 23 de ani. S-a agravat această tulburare în sensul că a început să refuze să se spele. Ați agresat-o fizic? Nu a fost nimic, doar că l-am luat pe copil și am vrut să-l conduc către duș. Zic, ai două uși în față, ai dușul, pe dreapta zic, este ieșire. Da? Și atunci a luat copilul și a plecat și a sunat la 112. Mi-am vrut ca copilul. Oricât ai fi de calm, n-am putut să gestionez situația asta. Ați spus că l-ați luat pe copil să-l duceți în camera aceea din spate. Nu știu, ați atins-o și pe dânsa, ați pus mâna pe dânsa. Doamnă, eu sunt convins că eu să-i pare rău de aceste prostii și minciuni. Despre acest incident grav, dar și despre isprăvile de campanie, discutăm împreună cu invitații studioului politic. Doamna Diana Stoica este deputat USR, alături de mine și colegul meu Robert Kiș este jurnalist și este realizatorul emisiunii live. Ni se alătură și domnul Adrian Cosma, vicepreședinte al PNL, și domnul Florin Spătaru, fost ministru al economiei, consilier de stat la guvern din partea Partidului Social Democrat. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență. Doamnă deputat, încep cu dumneavoastră o acuzație pe care o face soția unui deputat, un parlamentar. Da? Așteptările sunt, bineînțeles, foarte mari atunci când vine vorba despre membrii legislativului. Nu există niciun fel de posibilitate, dacă, repet, soția, fosta soție, se simte amenințată să fie protejată în vreun fel? Ar trebui să existe și nu doar în cazurile acestea publice, unde vedem că poliția se mobilizează mai rapid. Dar noi, anul trecut în România, am avut peste 11.000 de ordine de protecție emise și avem doar 2.400 de brățări din acelea de monitorizare. Eu am văzut numeroase cazuri în care soți care își agresaseră soțiile în trecut au ajuns să încalce acele ordine de protecție și chiar să le omoare. În scara blocului au fost în săptămâni trecute două astfel de cazuri. Deci avem o problemă, într-adevăr, la nivelul societății, dar dânsul este deputat AUR, care este la a doua abatere de când este în mandat. A fost exclus din AUR. După aceea a reintrat în AUR, din câte știu că l-am văzut, suntem colegi în Parlament și îl văd constant în grupul AUR.
Deci este o problemă foarte mare și AUR nu face niciun fel de delimitare față de aceste cazuri. Ați văzut că au fost mai multe situații și mai multe raportări de violențe în teritoriu cu membrii AUR și nu se delimitează în niciun fel. Eu cred că atunci când vorbim de orice fel de violență fizică, poliția trebuie să intervină rapid și să găsim protecție pentru toate victimele. Nu cred că ideea era și cred că o să propun un proiect legislativ în acest sens, să avem un registru al tuturor agresorilor, oameni care au fost, bineînțeles, în baza procedurilor legale care trebuie făcute în orice caz, să se consemneze acest lucru și să știe toată lumea care sunt aceste persoane periculoase pentru români. Pentru că noi nu oferim în moment de față protecție, v-am zis, decât la 2400 de persoane și celelalte rămân în grija cui? Pentru că e evident că poliția nu are, nu știu, dacă nu are resursa umană suficientă sau ce îi lipsește. Dar noi am propus un amendament chiar la legea bugetului de la finalul anului 2023 să mărim acest număr de brățări de monitorizare, pentru că nu poți să protejezi doar o parte dintre victime. Ce se întâmplă cu celelalte? Ce am reușit să facem în Parlament prin proiecte de legi pe care le-am inițiat noi a fost să extindem perioada ordinului de protecție de la 6 luni la 12 luni, să includem acele locuințe de necesitate pe care RAPPS-ul le administrează în fondul imobiliar de care poate dispune orice victimă a violenței domestice și de asemenea să asigurăm consultanță juridică gratuită pentru victime pe perioada desfășurării procesului cât și în apel. Robert Kiș, vorbim aici despre un parlamentar al României. Faptul că doamna, soția sa, a obținut ordin de protecție de la poliție e un lucru bun, teoretic, practic. Am văzut de-a lungul timpului că parlamentarii, ca aleși și politicienii, tind să se creadă în permanență deasupra legii. Dacă l-ascultam pe domnul deputat, n-a avut nicio problemă cu soția, ba dimpotrivă părea că soția este cea vinovată. În situația de față, ce ar putea să facă chiar soția deputatului mai mult decât să se adreseze poliției? Pentru că pare că domnul deputat se simte extrem, extrem de îndreptățit să aibă astfel de dialoguri și de atitudini față de soția sa. Valorile tradiționale, nu? Că asta promovează AUR. Familia tradițională. Asta e familia tradițională în accepțiunea AUR, nu? Și în ceea ce crede domnul deputat că ar trebui să fie. Este la a doua abatere. Mi-amintesc că data trecută, tot într-un soi de a se scuza, spunea că nu a bătut-o pe soția sa, ci într-un soi de ceartă domestică s-a lovit de ușă. Vedeți, problema în România, de multe ori victimele sunt marginalizate, de multe ori victimele nu găsesc sprijin nici măcar în familie, de multe ori familiile îndeamnă victimele violenței domestice să își continue viața alături de agresor, ceea ce este o reală problemă. Cred că de aici pleacă într-adevăr problema și, sigur, din această problemă, măsurile legale care se pot lua, ordin de restricție, îmbunătățirea legislației. Însă, problema pleacă de la mentalitate și acest lucru ar trebui să-l conștientizăm cu toții, să conștientizăm că violența domestică este o problemă reală, de multe ori puțin dezbătută în spațiul public decât poate atunci când sunt astfel de cazuri în care sunt implicate persoane publice. Ba mai mult, domnul deputat Focșa avea tupeul anul trecut, în urmă cu un an, să propună el o dezbatere parlamentară despre victimele violenței domestice. Bun, un om care cunoaște problema poate chiar e îndreptățit, nu? Să propună o astfel de dezbatere, dar măcar e un pic cam mult și o ipocrizie și, sigur, dezbaterea respectivă nu a mai avut loc. Măcar dar fi avut loc această dezbatere, oficial deputatul nu mai este înscris în AUR, chiar dacă îl vedeți în probabil în afiliat grupului este AUR. Este probabil afiliat grupului. Vreau să auzi părerea dumneavoastră, domnule Adrian Cosma. Un deputat acuzat că își lovește soția și nu o singură dată, ci a doua oară. Până la urmă sunteți cu toții colegii în Parlament. Lumea tinde să spună ăsta e un comportament de parlamentar, ăsta e un comportament de om care crede că se situează deasupra legii. Evident că nu putem tolera așa ceva și este clar că nu trebuie încurajat un astfel de fenomen. Însă, acum în timp ce vorbeau colegii de platou, mă uitam puțin să ne documentăm mai clar. Înțeleg că domnul acesta deputat nu mai este membru AUR, tocmai ce s-a înscris în Partidul România Mare,
dădeam o căutare pe Google și am văzut acest lucru. Deci nu este membru AUR. Pe de altă parte, sigur că trebuie făcut tot posibilul și la nivel legislativ, acum eu cred că prin aceste ordine de protecție care s-au dat și mai mare putere organelor de poliție, este un fapt care nu văd cum ar mai putea fi îmbunătățit, pentru că acum chiar poliția poate imediat trimite un ordin provizoriu, după care instanța stabilește dacă se impune prelungirea lui sau nu. Acesta poate fi până la 6 luni, deci chiar sunt pârghii legale acum pe care le au ordinele de, adică organele de ordine. Și asta nu știu dacă mai putem îmbunătăți. Sigur că din punct de vedere moral și al imaginii este clar că un membru al legislativului este urât să aibă un astfel de comportament și clar trebuie taxat. Poate ar trebui prin regulamentul Camerei să punem vreo reglementare în plus. Da, este o discuție care merită purtată în viitor. Iar acum, domnule Spătaru, apare din nou discuția despre... ea apare periodic în spațiu public și și acesta ar putea să fie un moment bun în care să ne uităm la cine sunt aleșii noștri. Pentru că ne surprinde de foarte multe ori în Parlament când vedem scene violente între putere și opoziție. S-a întâmplat chiar și în rândul colegilor de alianță politică. Și atunci... acel control psihologic pentru parlamentari ar putea să fie, să facă obiectul unei inițiative legislative? Vreau să spun foarte clar că sunt împotriva oricărei forme de violență domestică sau formă de chiar și hărțuire domestică în familie. Iar lucrurile astea sunt evidente. Faptul că domnul deputat Foxa face practic, vine în mod regulat și în familia dânsului creează aceste probleme, ar trebui taxat de familie, în primul rând, și pe de altă parte, bineînțeles, și de colegii parlament. Dar, într-adevăr, știu și eu că domnul deputat Focea s-a înscris de curând împreună cu mai mulți membri în Partidul România Mare, dar asta nu exclude responsabilitatea față de alegători. Iar dacă vorbim de această violență domestică, să știți că ea se va regăsi cu siguranță și în comportamentul în parlament sau în societate. Din punctul meu de vedere, acest comportament n-are ce să caute atât în Parlamentul României, dar nicăieri în funcții de conducere. Pentru că acest comportament cu siguranță face rău celor cu care lucrează, celor din jur, dar face rău întregii cetățeni. Sunt de acord cu doamna... Într-o societate civilizată, dar am pretenția că totuși România este o societate civilizată. Sunt atâția oameni, haideți să nu-i stigmatizăm. Sunt aceste cazuri care trebuie taxate corespunzător, luate măsuri de către poliție. Sunt și eu de acord că acest număr de brățări trebuie să fie mult mai mare, dar după cum știți, achiziția acestor brățări s-a făcut în 2022. Cei de la Ministerul de Interne mă aștept să aibă un program prin care să crească numărul acestor brățări și să poată fi monitorizate cum trebuie, pentru că nu doar achiziția, dar și acest monitorizare este foarte important. Să sperăm că o să trecem măcar de această dată dincolo de promisiunile electorale și pentru că tot vorbim de alegeri, de promisiuni electorale. În goana după voturi, candidații la primăria capitalei adoptă diferite strategii care ar putea atrage electoratul. De la cadouri oferite muncitorilor pe teren, la dansuri virale pe rețelele sociale sau plângeri penale către contracandidații. Candidata PSD, Gabriela Firea, a fost la depoul Dudești, unde activitatea nu s-a oprit nici de 1 mai. Ea nu s-a dus cu mâna goală, ci cu croasante și promisiuni de creșteri salariale. Și, cum știm, orice bine făcut în campanie nu rămâne nepostat. Sebastian Burduj, apropos de PNL, vrea să-și contureze bine imaginea în memoria colectivă, așa că pare că a apelat la un element de semnătură personală, tricoul turcoaz. Gurile rele au spus că ideea nu e originală, ci vine de la fostul președinte și primar Traian Băsescu.
N-am preluat modelul de la Traian Băsescu, păi sunt Băsescu. În turcoaz. S-a întâmplat să fiu pare cu tricoul ăsta, i-a plăcut echipei și am continuat să-l port. Mie îmi place turcoazul, deschis? Este o culoare caldă, este despre înțelepciune, liniște, avea un plan, avea o viziune, transmite niște elemente. În cazul lui Cristian Popescu Piedone, el și-a dorit să pună pe pauză evenimentele politice în săptămâna patimilor, însă nu s-a putut abține să nu se posteze pe Facebook în cimitir. Diana Șoșoacă a rămas în urmă cu depunerea candidaturii. Abia în ultima zi a fost acceptată. Șoșoacă nu rămâne în urmă cu trendurile de pe TikTok. S-a filmat dansând pe melodia momentului în rapiță. Iar Nicușor Dan intră în campania care urmează să înceapă cu o plângere penală. AUR a depus plângere penală pentru a afla dacă actualul primar a primit bani pentru campania electorală de la un afacerist suspectat care avea legături cu Rusia. L-am adus la DNA pe prietenul lui Nicușor Dan, cel pe care îl ascunde de prea mult timp în șifonier, pe domnul Matei Păun. Noi am făcut un apel suficient de clar către primarul Bucureștiului să declare transparent de unde are fondurile pentru campanie și cine sunt donatorii. Am încheiat un contract cu o firmă care este pe piața românească, am pus niște panouri pe care le-am plătit. S-a făcut tot. O plângere penală astăzi, da, la DNA. Oricine poate să scrie orice, ce poți să spun. Până acum 300.000 aproximativ. 300.000 de euro, da. Primit din donație. Niciun euro nu a fost donat de Matei Păun pentru campania dumneavoastră? Nu. Probabil că în 2016 o fi fost, dar în această campanie nu. Campania oficială începe pe 9 mai. Imagine de campanie, Robert Kiș, studiezi, te uiți la politică de foarte multă vreme. Ți se pare ceva deosebit în aceste alegeri? Ai văzut vreo chestie inovativă până acum de la candidați? Sigur că atunci când o vezi pe doamna Firea cu tava de croissant în mână servind angajații STB, e o chestiune care te amuză, dar ce transmite ea? Transmite că în continuare ar putea fi un fief al Partidului Social Democrat, STB-ul, nu? În momentul în care un candidat al Partidului Social Democrat merge în rândul angajaților STB, cumva vrea să-și pună amprenta. Dar chiar croasant, adică te gândești cu și de la cozonac. Mai, de întâi mai, bine, din ce știm în momentul de față, STB e mai degrabă un fief PNL. Sau poate asta a vrut să semnalizeze doamna Firea, că alianța funcționează bine chiar dacă au candidați separați. Unde e un fief PNL, poate are loc și candidatul Partidului Social Democrat. Îl așteptăm și pe domnul Burduja pe la STB. Da, ținând cont că el era 1 mai, poate erau mai asociați momentului niște mici, nu? Dacă mergea cu niște mici, doamna Firea. Asta am gândit la Maria Antoaneta și la dațile Cozonac. Adică mă gândesc că cei de la STB numai croasante nu așteptau. Interesant este că Gabriela Firea încearcă pe cât posibil să respecte linia coaliției PSD-PNL, o campanie pozitivă mai puțin decât o campanie negativă, nu își prea atacă contracandidații, nici măcar pe primarul în funcție nu-l atacă foarte mult, încearcă să meargă pe această linie a unei campanii pozitive. Cei doi candidați PSD și PNL nu se atacă deloc, practic, și domnul Burduja, fiind prezent în studioul live săptămâna trecută, a întrebat despre mandatul Gabrielei Firea de primar, a evitat să vorbească despre nerealizările acelui mandat, la fel și Gabriela Firea nu își atacă contracandidatul. Pe de altă parte, dacă ne uităm și în sondajele de opinie, principalul contracandidat al Gabrielei Firea, dacă te iei după sondajul Partidului Social Democrat, făcut la comanda PSD, evident, Gabriela Firea este pe locul 2 și atunci principalul contracandidat este Nicușor Dan, însă, într-un alt sondaj făcut de INSCOP, principalul contracandidat este Cristian Popescu Piedone. Care bătălia dispărut pentru locul 2. A pus o poză din cimitir și nu știm exact ce face, pentru că din ochii publici, prezent, practic, non-stop, de vreo câteva zile a cam dispărut. Și interesant este că Marcel Ciolacu nu lasă pe Gabriela Firea singură, pe oriunde merge Gabriela Firea, merge și Marcel Ciolacu, foarte, inclusiv la STB, supraveghează cumva campania. Să nu ne așteptăm, din nou, repet, că Marcel Ciolacu își dorește ca Gabriela Firea să câștige primăria capitale, pentru că știe și Marcel Ciolacu, dincolo de interesele partidului, poate de a avea primarul general, că Gabriela Firea nu uită și nu iartă
făcându-și o cruce, bătând o cruce, Gabriela Firea ți-a gâtul. Politic vorbind. Politic vorbind, asta vreau să zic. Pentru că vorbim despre acțiuni de campanie, trebuie să vă mărturisesc că favoritul meu este candidatul PSD la primăria orașului Urlați. Domnul se numește Laurențiu Miu. Și aș vrea tare mult să vedeți cum a decis domnul Miu să-și facă campanie electorală. Sper că vede toată lumea sloganul, repet, este din primăria Urlați. Practic este îndemnul să urlăm împreună. Haideți să urlăm împreună. Ce a vrut domnule Spătaru să ne transmită colegul dumneavoastră de partid? Este un slogan pe care domnul primar l-a adoptat. Acum știți că de foarte mult timp umbla acea glumă legată de localitatea Urlați. Nu poate domnul primar să schimbe numele localității, dar a vrut să transmită un mesaj că rămână vor cei din Urlați și vor merge în următoarele, în următoarea perioadă 2025-2029. Da, chiar să urlăm, adică se pare că e atrăgător acest slogan? Acum, vedeți, fiecare lider sau fiecare candidat își alege acel slogan. Probabil că a fost oarecum neinspirată alegerea, dar cred că mai important este mesajul, că e un om al localității, născut și crescut în inima localității Urlați și că, într-adevăr, e aproape. Și aproape comentariul pe care l-ați făcut cu Gabriela Firea și Croasande, noi, Partidul Social Democrat, suntem foarte aproape de oameni, de cei care muncesc și atunci considera necesar să merge, să se ducă acolo unde știe foarte bine care sunt problemele. Într-adevăr, este născut și crescut în inima Urlațiului, așa cum ne declară, iar sloganul său, hashtag Urlați împreună. O să vedem în ce măsură... Poate, nu știu cum, e București. Hashtag București împreună. Urlați împreună e cam același lucru, da. Asociația nefericită. Pentru că vorbim despre aspecte de campanie care sunt nostime, în cazul ăsta e mai degrabă ușor sinistru, dar avem un ciolacu în PNL. Este vorba despre candidatul PNL în comuna Drăgănești, județul Prahova. Pe domnul respectiv îl cheamă Gianni Ciolacu, Gianni Constantin Ciolacu. Domnule Adrian Cosma, îl știți pe domnul Ciolacu de la PNL? Pe Gianni? Pe Gianni Ciolacu. Gianni Ciolacu nu-l cunosc, îl cunosc în schimb pe domnul Ciolacu de care vorbeați mai înainte, pe domnul premier, și aș vrea aici să nu trecem mai departe până nu-mi spun și eu părerea legat de susținerea doamnei Firea. Domnul Ciolacu a reușit marea performanță să facă de gringolat în două partide prin decizia dânsului de a nu mai susține candidatul unic la București. Sigur că tot meciul acesta se dă între domnul Ciolacu și Gabriela Firea, este clar pentru toată lumea. Păcat că a reușit să-și ducă planul până la capăt. Nu înțeleg de ce vrea să o distrugă pe doamna Firea, domnul Ciolacu, dar sigur asta este problema PSD-ului. Păi și ce voiați să facă? Să-l susține pe domnul Burduja, nu? Cred că era cea mai bună decizie să-l susține de la început pe domnul Burduja, pentru că nu ajungeam în această situație în care, uite, a trebuit să ne retragem candidatul. Este doar vina domnului Ciolacu că s-a ajuns în această situație, dintr-o ambiție a dânsului, dintr-un meci intern pe care l-are dânsul cu doamna Gabriela Firea și cu alții prin PSD. Și domnul Ciucă a fost spectator, domnule Cosma. Și atât? Domnul Ciucă este un om cu mult bun simț și a mers pe încredere. Politică bunul simț pare că nu ajută de multe ori. Da, nu ajută, dar domnul Ciucă este un om cu bun simț și a mers pe încredere, n-a vrut destabilizare, a vrut să meargă coaliția mai departe și domnul Ciolacu, din păcate, a mers pe fentă și a fentat. Și ceilalți lideri din PNL care participă la ședințele coaliției și ei au prea mult bun simț și totul se rezumă la asta? Trebuie să spun că da, am avut prea multă încredere și prea mult bun simț și toleranță față de domnul Ciolacu, care ne-a păcălit. E momentul atunci să închideți, e momentul să-i trântiți. Nu am pic să-mi termin ideea. Să-i trântiți ușa în nas dacă se poartă așa domnul Ciolacu, așa. Dar domnul Ciucă, șeful dumneavoastră, a zis acum câteva săptămâni că ați apelat la varianta de candidat independent comun, pentru că PNL nu avea candidat, deci nici măcar pe domnul Burduja nu l-a recunoscut. Ba da, aveam candidat, dar așa a fost înțelegerea în coaliție, pentru că așa am învățat aici la Satul Mare și în Țara Oașului la noi, așa se spune, trebuie să ai bun simț și respect. Asta, din atâta bun simț ați făcut alianță cu Aur acolo pentru Consiliul Județean?
n-am reușit să facem alianță pentru că... Ieri și-au declarat susținerea pentru dumneavoastră. Nu își pun niciun candidat la CJ ca să vă susțină pe dumneavoastră. E vorba despre aur. Dacă vă referiți, haideți să încheiem două subiecte, dar vă răspund la amândouă. Nu, haideți să ne spuneți la această alianță pe care o faceți cu aur. Nu avem o alianță cu aur. Eu am făcut apel la toate partidele din Satu Mare și la toți românii din Satu Mare să vină într-un proiect comun, o alianță pentru Satu Mare, să reușim să îndepărtăm după 8 ani UDMR-ul care a reușit să creeze o caracatiță în jurul administrației și a căpușat... Și cine a venit, cine a răspuns apelului dumneavoastră? Au răspuns în primul rând sătmărenii, pentru că sondajele arată că sunt... Am înțeles, politic, cine a răspuns. Și aurul a declarat că mă susține și nu și-a pus candidat la Consiliul Județean și apreciez acest gest că au venit cu această abordare de a face bine pentru Satu Mare și de a scăpa de caracatița și grupul de interes al UDMR, care, din păcate, a dus într-o situație extremă județul Satu Mare și... Am înțeles. Aveți o sănătate din județul Satu Mare este pus pe butuci. Aveți o problemă cu caracatița UDMR, dar în schimb aur este... Cred că toți ar trebui să avem aur o problemă cu corupția și cu ceea ce se întâmplă în administrație, acolo unde, de exemplu, la Satu Mare s-au pierdut 25 de milioane de euro din fonduri europene, bani care trebuiau să vină pentru modernizarea Spitalului Județean Satu Mare. Asta este o problemă mare și cred că aici nu mai este loc de culori politice atunci când vine vorba de mortalitate infantilă. Am înțeles, pe țară, domnule deputat. Mortalitate ca urmare a bolilor cardiovasculare, suntem locul 1 pe țară. Aici nu mai va începe campania oficial în curând și veți avea prilejul să vă expuneți programul pentru județul dumneavoastră. Dar o fac mereu când am ocazia, pentru că e vorba de români și de sătmăreni. Ok, am înțeles. Deci aur e frecventabil la dumneavoastră. Vă rog, domnul deputat. Nu este informat. Ar trebui să se mai ducă mai la partid ca să vadă, de fapt, cum au fost, care au fost acele discuții în coaliție și care au fost... Domnul Florin Spătaru, colegul dumneavoastră de alianță, fostul ministru al economiei. Dar nu-l cunosc după voce. De asta întrebam ca să știu să-i răspund. Acum o să-l cunoașteți. Deci nu sunteți bine informat. Vă rog frumos, duceți-vă la partid și informați-vă asupra discuțiilor care au fost în coaliție legate de susținerea acelui candidat unic, pentru că veniți și spuneți în spațiu public, veniți și afirmați niște lucruri care nu sunt adevărate. Iar în ceea ce privește cine pe cine sapă, să știți că la PSD nimeni nu sapă pe nimeni. Marcel Ciolacu a declarat din primul moment când decizia coaliției a fost să mergem cu candidați separați. Marcel Ciolacu a venit și a susținut-o pe Gabriela Firea încă din primul moment. Nu veniți cu astfel de teorii pentru că nu sunt confirmate la PSD. Haideți să vă mai spun ceva tot pentru buna informare a dumneavoastră, domnule Spătar. Ideea este în felul următor. Dumneavoastră și nu sunt Spătar, ci sunt Spătar. Văd că nu înțelegeți. Revenim la discuție pentru că avem o nouă informație, o informație de ultim moment. Sunt noi evacuări la Slănic. Corina Matlinski vine cu toate informațiile. Corina. Bun găsit. Este decizia luată în urmă cu foarte scurt timp de Departamentul pentru Situații de Urgență. Au dispus să se extindă acel perimetru de siguranță în jurul craterului care s-a format acolo la Slănic Prahova și, evident, evacuarea oamenilor din acea zonă în cel mai scurt timp. Această decizie a fost transmisă deja către autoritățile locale, către primărie, prefectura, astfel încât oamenii să fie avertizați cât mai repede și duși din acea zonă. De asemenea, Raed Arafat a dispus să trimită acolo o nouă echipă, să meargă din nou din București la Slănic pentru a face noi evaluări. Vorbim despre specialiști din domeniul construcțiilor, mineri, ca să facă o nouă recunoaștere, spune Departamentul pentru Situații de Urgență, și o nouă analiză la fața locului. Vă reamintesc faptul că în total acolo 42 de oameni erau evacuați până la acest moment și primele concluzii arătau că surparea s-a produs din cauza infiltrațiilor de apă, fie din cauze naturale, fie din cauza acelor excavări. Rămâne să vedem ce se va întâmpla după aceste noi evaluări. A fost emis inclusiv un mesaj ro-alert în acea zonă către oameni să evacueze, dacă sunt în apropierea acestui crater, cât mai repede zona.
Corina Matlinski, informații despre acest nou mesaj RoAlert de 7 zile, doamnă deputat. Vorbim despre această groapă, despre această surpare. Am tot așteptat să vedem ce măsuri au autoritățile. Se fac ședințe peste ședințe, se caută tot felul de vinovați, dar situația este cea pe care o vedem. Și în afară de Departamentul pentru Situații de Urgență, eu l-am văzut pe Ciolacu foarte revoltat când era întrebat ce s-a întâmplat acolo, care sunt măsurile care au fost luate, ca și cum nu ar fi premierul României și nu am avea cu toții așteptarea rezonabilă ca dânsul să vină să ne spună care a fost cauza, care sunt măsurile și cum se va rezolva concret, pentru că sunt într-adevăr foarte mulți oameni care suferă. Am înțeles că și o parte dintre unitățile de școlare din zonă au început să aibă crăpături, nu știm dacă există o legătură, cât de mare e riscul pe ce zonă, la urma urmei, și nu avem niciun fel de clarificare din partea autorităților. Din punctul meu de vedere, e inacceptabil ce se întâmplă. Uitați-vă cum arată strada aceea. Nu înțeleg. Sunt imagini ca de război. Mi-amintesc că a doua zi după apariția acestei informații, oamenii au tratat respectiva groapă ca pe un obiectiv turistic, se duceau să-și facă poze, toată lumea așteptând ca autoritățile să remedieze foarte rapid situația, pentru că cei aici, imaginile arată un potențial pericol destul de mare, Robert. Și înțeleg că au încercat colegii noștri să ia legătura cu domnul prefect, este încă în ședință, dar lămuriri de la cine o să vină? Ce se întâmplă aici și mai ales când se remediază toată situația? Cred că acest lucru se întreabă și locuitorii din zonă, pentru că sunt evacuați, nu știu ce se va întâmpla cu ei, nu știu ce se va întâmpla în perioada următoare, vin sărbătorile de Paște, nu se pot întoarce acasă, fiecare trebuie să stea pe unde poate sau pe unde oferă autoritățile câte un loc. În schimb, imaginile sunt cu adevărat dramatice, doar că de cât? O săptămână? Dacă mai bine de o săptămână, da. Nu avem foarte multe răspunsuri, nici autoritățile nu au foarte multe răspunsuri și cu siguranță la cum arată acum lucrurile, probabil nici nu va fi remediată foarte curând această situație. Pentru că, în primul rând, trebuie să afli cauza, în al doilea rând, trebuie să găsești soluțiile pentru a repara locul respectiv și pentru a te asigura că clădirile din zona respectivă nu sunt afectate și nu vor fi afectate pe viitor de o eventuală surpare a terenului acolo. Vă reamintesc informația momentului, mesaj RoAlert cu noi evacuări în Slănic Prahova după ce o stradă s-a surpat în urmă cu aproximativ 7 zile. O scurtă pauză și revenim cu, o să-l vedeți, candidatul care îi blesteamă pe pensionari. Rămâneți să vedeți despre cine este vorba. Vă reamintesc informația momentului, noi evacuări la Slănic Prahova, acolo unde o stradă s-a surpat în urmă cu câteva zile și s-a format un crater de peste 15 metri. Situația este tot mai gravă, a fost emis mesaj RoAlert. Prefectura a decis noi evacuări. Comentăm această evoluție alături de invitații noștri, doamna Diana Stoica de la USR, domnul Adrian Cosma, vicepreședinte PNL, domnul Florin Spătaru, reprezentant al PSD și colegul meu Robert Kiș. Domnule Cosma, a început, bineînțeles, după acest incident, scandalul politic între colegul dumneavoastră Iulian Dumitrescu și colegul de alianță Virgil Nanu, care este fost prefect din partea PSD. De rezolvat, însă nu s-a rezolvat nimic. Bine, domnul Dumitrescu are și alte probleme. Nu are timp să se ocupe neapărat de situația asta din Slănic Prahova. Mai e clar că acolo este un dezastru natural, care nimeni nu-l putea controla, nici când vine o inundație sau când e vreo furtună, nimeni nu poate să se pună cu furia naturii. Este o situație care trebuie... De surparea acestei străzi este un fenomen natural. E o furia, un moment de furie al naturii. Păi, eu nu văd acolo... E o problemă cu terenul acolo. Nu cred că din cauza că nu s-a turnat asfaltul bine s-a surpat terenul. Am văzut că este o problemă mai deosebită. Și asta nu cred că pot eu să vă spun de ce. Probabil specialiștii ar trebui să știe de ce s-a surpat terenul. Și nu cred că din cauza lucrărilor. Dar sigur, asta sunt
teme de campanie care le exploatează candidații, contracandidații acolo. Păi nu prea e temă de campanie, devine temă de campanie, desigur, dar totuși, domnule Cosma, sunt niște oameni care așteaptă să se întoarcă la casele lor, nu numai că nu se întorc, dimpotrivă sunt sfătuiți și alții să evacueze zona pentru că, după o săptămână, nu s-a întâmplat nimic în acea zonă, pentru că pare că nu se poate. E furia naturii și atunci așteptăm să se calmeze natura și să ne întoarcem și noi la casele noastre. Acum, din punct de vedere uman, evident că autoritățile locale, primăria în special, trebuie să găsească soluții să rezolve problema celor afectați, locuință și alte cele ce au nevoie. Pentru asta trebuie întrebat și primarul. Acum, președintele de Consiliu de Sean, sigur că trebuie să fie în relație directă acolo și cu, nu în ultimul rând, prefectul, care Nanu, domnul Nanu, din câte știu, a fost sau este încă prefect. Și a fost. Și domnul Ciolacu ar trebui să intervină în treaba asta, pentru că e o chestiune care, o situație de urgență pe care de obicei o gestionează guvernul și guvernul are la dispoziție, premierul are la dispoziție un fond pentru situații de urgență, care e la dispoziția lui. Domnule Florin Spătaru, sunteți și consilier de stat la guvern. Va interveni guvernul sau așteaptă să se rezolve pe plan local această chestiune, această problemă? Este prezentatul guvernului în teritoriu. Acolo primarul localității Islănic a făcut mai multe sesizări legate de lucrările care s-au efectuat. Bineînțeles, trebuie făcut o analiză geologică, un studiu geologic foarte aprofundat să vedem care este cauza. Important este ca acești oameni să fie în siguranță în primul și în primul rând. Că va fi necesar, cu siguranță guvernul va interveni alocând sume de bani pentru a putea să-i sprijine. Deocamdată s-au găsit dar ceea ce vedem acolo este un lucru care nu s-a mai întâmplat în Slănic. Eu știu pentru că am avut compania Sarom în subordine, fiind acționar cât eram ministru la Ministerul Economiei și nu s-a întâmplat niciun fel de n-am avut nicio astfel de situație în ultimii ani la Slănic Prahova. Deci trebuie să vedem care sunt cauzele care au generat o astfel de surpare și lucrările care s-au făcut. Pentru că să dai vina pe sau să dai vina pe ceea ce se întâmplă la Sarom este o ipoteză total nerealistă. Și atunci, bineînțeles că cei de acolo trebuie să rezolve problema. Guvernul însă, ca să vă răspund la întrebare direct, în situația în care, din analiza făcută la nivelul Consiliului, la nivelul Consiliului Județean sau Prefecturii, va fi nevoie de intervenția guvernului, veni. Important este ca oamenii să fie în siguranță și să nu avem o situație și mai dificilă la Slănic Prahova. Deci, doamnă deputat, înțeleg că aici e o chestiune de proceduri, să se ceară ajutor de la guvern, la nivel local și abia atunci guvernul intervine. Mie mi se pare o aberație. În primul rând, guvernul are un reprezentant în teritoriu care este prefectul, domnul Nan, care, apropo, personal, când era șef la cadastru, s-a ocupat de intabularea fermei dacilor, deci nu are antecedente neapărat foarte bune, dar trebuie să securizeze tronsonul surpat și să se asigure că nu se mai surpează în continuare. Deci lucrurile astea nu poate dureze luni de zile pentru că pui în pericol viața oamenilor de acolo. Și guvernul nu poate să aștepte să-i tragă cineva de mânecă. Vedem cu toții ce se întâmplă. E evidentă nevoia de implicarea tuturor autorităților statului. PNL ne zice că e dezastru natural, PSD ne zice că sunt niște lucrări prost făcute. Dar, indiferent de cauză, trebuie rezolvată această problemă. O rezolvă politică. Trebuie să spun că prefectul, domnul Nanu, este fost prefect. Prefectul se numește Emil Drăgănescu. Te rog, Robert. O rezolvă politică. Văzusem, observasem în imagini undeva mai în față, pe strada respectivă, este un banner de campanie. Votați cu cineva. Adică se rezolvă politic. La fel cum și la Crevedia. Nu se rezolvă tot politic problemele, că primarul, sigur, nu are o problemă neapărat cu legea, dar e totuși o problemă de moralitate în momentul în care îți faci campanie cu bannere puse pe gardurile caselor distruse de explozia de la Crevedia. Cam același lucru mi se pare. E o chestiune pe care nu înțeleg aici, încă o dată, sunt alegeri în curând. Cum ar putea, de ce, domnule Cosma, de ce nu se mișcă autoritățile locale? Ok, înțeleg, furia naturii, drumul e prost făcut, galerii de exploatarea sării. O explicație este, ea va fi găsită în urma unei anchete.
Dar rapid, de ce nu se mișcă lucrurile la rapid? Ai acolo, nu-mi imaginez că la nivelul acestui oraș se întâmplă des evenimente de genul acesta. Interesul primarului, interesul președintelui de Consiliu Județean, interesul candidaților de a obține puterea. E un imobilism fantastic acolo, timp în care lumea așteaptă să știe dacă se poate întoarce în siguranță acasă sau cei din jur dacă trebuie să plece cât mai urgent de acolo. Mai eu n-am toate datele să știu exact ce se întâmplă acolo, dar sunt convins că autoritățile locale fac ceea ce ține de ei, dar dacă, din câte văd, totuși un pic sunt depășit, pentru că aici e nevoie și de sprijin din partea guvernului. Acel fond de rezervă pentru situații de urgență pe care îl are premierul la dispoziție, exact pentru astfel de situații este, nu doar pentru a da bani în campanii unora sau altora. E clar că premierul trebuie să intervină acolo. Acum, sigur, fiind un moment de campanie electorală, cred că PSD-ul stă cu frâna de mână trasă, tocmai să nu sprijine pe cei din județul Prahova, pentru că se gândește că prin asta ar avantaja președintele Consiliului Județean. Departamentul pentru situații de urgență este la MHI, unde aveți un ministru de la PNL. Nu poate să mobilizeze? Care e problema? Eu vorbeam de fondul de rezervă la dispoziția premierului pentru situații de urgență. Domnule Spătaru, de ce nu intervine, primul ministru, guvernul? Soluția nu este să vii astăzi. Soluția trebuie dată de specialiști, de cei care se ocupă de o analiză geologică care urmează să vină. Faptul că această zonă este izolată, că oamenii au fost evacuați, că li s-au găsit locuințe provizorii, este o soluție pe care autoritățile locale au luat-o. N-are nicio legătură cu campania electorală. Vreau să fie foarte clar, nu intervenim, avem un președinte Consiliului Județean de la PSD sau la PNR. Dar acolo, ca să poți să intervii, trebuie să vii cu o soluție constructivă. Să nu te trezești a doua zi, că acolo unde te-ai apucat și ai făcut consolidare, de fapt să se surpe, că nu ai făcut o analiză așa cum trebuie. Și asta fac cei de acolo, arătă și dumneavoastră imagine. Asta o ieși cu lista asta mea. Adică, cât durează analiza? Pui senzor de mișcare, vezi de la zi la zi cum, nu știu, se mișcă pământul, nu se mișcă pământul, dar totuși a trecut o săptămână și nu avem nici măcar o concluzie. Ba mai mult, se continuă evacuările fără să le se spună oamenilor, bun, vă evacuăm pentru că trece o galerie pe sub stradă, pe sub casele voastre și sunt șanse să se prăbușească. Nu s-au prăbușit 20 de ani. Știam că sunt foarte aproape, vă dau în imagine că blocurile sunt foarte, foarte aproape de locul surpării. Deci, domnule ministru, că durează? Probabil într-o săptămână, două săptămâni ar fi... Trebuie să existe o soluție. Sunt specialiști, inclusiv la Sarom, care pot analiza care este cauza și să vină imediat cu o soluție. Dar guvernul va interveni atunci când se repară situația și nu acum, pentru că acum autoritățile locale deja au luat acele măsuri. Dar atunci când vor fi solicitate fonduri pentru repararea situației, pentru repararea acelor blocuri și strada, sigur guvernul va interveni corespunzător cu fondul de rezervă. Doamnă deputat? Nu avem niciun fel de încredere în aceste declarații ale PSD sau ale PNL, pentru că vedem că în realitate lucrurile nu se întâmplă cum ne așteptăm cu toți. Păi, da, domnule Spătar, dar nu puteți să dați vina dintr-o parte în alta, că sunteți împreună la guvernare. Spuneți-ne și nouă concret ce s-a făcut până acum, ce urmează să se facă. Pentru că lipsa asta de transparență nu ajută pe nimeni. Dacă suntem noi îngrijorați care locuim la București, păi oamenii ăia de acolo, vă dați seama ce e în sufletul lor? Am intervenit de fiecare dată când au fost situații care afectau viețile oamenilor și aveau case demolate. Știți foarte bine acest lucru. Dar în această situație e nevoie de un pic mai mult, de ceva mai mult timp ca să intervenim. Păi l-am auzit pe colegul dumneavoastră de Alianță spunându-le că Marcel Ciolacu, că guvernul nu face nimic, ar putea lucrurile să evolueze, să meargă mult mai repede. Doamnă, în nordul țării probabil că informația circulă ceva mai greu. Credeți-mă că premierul este informat de ce se întâmplă acolo, prefectul este în legătură directă cu guvernul și vom lua măsurile imediat ce avem o soluție.
care eficiență pentru rezolvarea acestei probleme. Îmi amintisem și chiar am căutat acum știrea. Eu am un mesaj de la PSD totuși. Indiferent dacă este un județ condus de un liberal sau nu, cred că trebuie să-i tratați în mod egal pe toți românii, domnule Sotar. Să-i spuneți asta domnului premier. Pentru că nu domnule Cosma, sunteți la guvernare. Ce înseamnă asta? Păi, să-i tratați împreună pe toți românii. Păi, nu eu sunt premier și premierul nu este de la PNL, iar eu îmi expun punctul de vedere. Sunteți mulțumesc! În Japonia, un crater, cât o stradă întreagă a fost reparat în două zile, în 2016. Aici este Japonia, aici este România. Vă mulțumesc tuturor. Scurtă pauză și noi revenim cu noi informații. Sunt noi imagini din Slănic Prahova, acolo unde a fost emis un mesaj ro-alert. Vă reamintesc faptul că în urmă cu o săptămână s-a surpat o stradă. Situația însă este tot mai gravă pentru că a fost nevoie de acest mesaj ro-alert. Departamentul pentru situații de urgență, cel care a și publicat imaginile, anunță că a fost decisă extinderea perimetrului de siguranță prin evacuarea oamenilor din apropiere. Veți primi noi detalii imediat la ora 16, când avem și informații noi în cazul fetiței care a murit după ce a mâncat pește cumpărat de la magazinul din sat. Toate detaliile vin la ora 16, unde vă așteaptă Teodora Tompea. Noi ne revedem la ora 19.